Judge? Și începe debutul lui Bogdan Stoica în box. Da, sud-americanul a încercat să-l agațe pe Bogdan cu un croșeu. Bun încearcă, bine încearcă Bogdan să lovească. Alunge superioară pentru Bogdan Stoica. Da, este puțin stângaș, se vede lucrul ăsta, dar eu cred că o să-și dea drumul frumos la brațe. Cu siguranță maestrul Mircea a lucrat foarte mult cu el. Ce bună lovitură! Sud-americanul nu pare foarte sigur pe el. A trebuit să-l bage în colț Bogdan. Da, trebuie să dea mai mult drumul la stânga aia, să adune mai mult terenul cu stânga. Da, pe care recepționa și Bogdan o lovitură la corp. Bogdan îl caută, vrea să termine repede meciul. Da, se vede că este debutul din box. După cum spuneam și tu, este un pic stângaci în deplasare. A trebuit să dea mult mai mult drumul la brațe, că brațe are. I-a dat Dumnezeu brațe și lungi și puternice. Cu siguranță. Ar trebui să lovească de jos, pentru că sud-americanul se tot lasă, coboară nivelul și se descoperă. A schimbat garda Bogdan. Acum. A încercat să-i agățe ficatul. Oh, ia, l-a agățat. Asta a fost. Nu se mai ridică nimeni din așa ceva. Nu se mai ridică nimeni și ăsta chiar a fost ficat. Ficat, cum se zice în reclamă. Ficat, chiar că ficat. Medicul trebuie să fie de multă ring. Exact. O să fie complicat să-l ridice de acolo. Are probleme serioase sud-americanul Nunez. Și debut cu dreptul pentru Bogdan. Bogdan m-a făcut fericit în această seară. Un debut cu chiar dreptul. Dacă mai stângaci așa puțin cu boxul, dar nu știu ce vrea. În prima repriză, în primul meci pentru Bogdan Stoica. Da, are probleme mari venezuelanul. Să dureze ceva până va fi transportat din ring. Da, masca de oxigen, clar. Ia să vedem. Și aici o să vină imediat și tramvaiul 41. Uite, nu? Nu. Schimbă garda aici. Aici vine. Opa! Aoleu! Una. Și vine asta, care este absolut devastatoare. Asta a fost prima, a fost mai... A lovit în protecție, iar asta a fost fix deasupra protecției.